Cupa Tymbark Junior, ediția 2018-2019, cea mai importantă competiție de fotbal din România, dedicată elevilor între 6 și 12 ani, este în plină desfășurare. Echipe de fotbal formate din elevi, fete și băieți se confruntă din 1 martie în etapa zonală. Meciurile au loc în 8 regiuni ale țării. În București, etapa zonală este pe 3 și 4 aprilie. Are al 3-lea an și din ce în ce văd că sunt mai mulți copii, e interesul foarte mare. Și e un turneu foarte mare, foarte mare și din an în an crește. Toți cei 131.580 de elevi înscriși, cu 5 mai mulți ca în precedenta ediție a turneului, joacă fotbal cu bucurie și pasiune pentru a demonstra că merită să câștige titlul de campioni ai Cupei Tymbark Junior. Fetele la această vârstă percep mult mai repede foarte multe indicații față de băieți care sunt puțin mai timorați. Departajarea celor mai bune echipe va avea loc în cadrul marii finale, care se va desfășura la sfârșitul lunii mai. Cum a fost competiția asta pentru tine? Foarte frumoasă, dar și grea. Ce ți-a părut cel mai greu? Finala. Finala? Da. Dar o să reveniți și la anul? Vă apărați titlul? Da, ne apărăm titlul și o să venim. Competiția se desfășoară la nivel național și este organizată de către Federația Română de Fotbal și Maspex România prin brandul Tymbark, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Întrecerea vizează atât descoperirea de talente, cât și încurajarea practicării mișcării și a sportului de către copii.